Este ora 13. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. România este țara în care pacienții ies în stradă pentru a avea acces la medicamente. Și nu orice fel de medicamente, ci unele de care uneori depinde viața lor. O să urmărim imediat imagini de la un astfel de protest, filmate recent în fața Ministerului Sănătății. Însă, înainte de toate, permiteți-mi să vă prezint invitații alături de care vom aduce în prim plan această problemă extrem de serioasă. Și îl salut pe Radu Gănescu, este președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și cum deja v-am obișnuit, doctorul Nicolae Fotin, medic epidemiolog și specialist în politici de sănătate. Vă salut, domnule doctor! Bună ziua! Eu sunt Aneta Sângerzan, începe chiar acum 360 medical. Înainte de a începe discuțiile despre accesul pacienților din România la medicamente și tratamente, vreau să vedem care sunt cele mai importante știri de săptămâna aceasta din domeniul medical. Țara noastră are de o săptămână, începând cu această săptămână, o lege care reglementează asistența medicală mobilă. Aceasta prevede că serviciile de asistență medicală mobilă se acordă cu prioritate gravidelor, copiilor și altor categorii de persoane vulnerabile din zonele defavorizate, care nu au acces la medici de familie. Puteți afla exact dacă vă încadrați într-una dintre aceste categorii și care ar fi condițiile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a beneficia de astfel de servicii de pe platforma 360medical.ro. Eradicarea hepatitei C până în anul 2030 este un obiectiv important al Organizației Mondiale a Sănătății, iar România mai are mulți pași de făcut în acest sens. Doctorul Mihail Audrescu, medic primar în medicină de familie și specialist în gastroenterologie, a explicat într-un interviu acordat 360medical.ro importanța testării populației pentru a atinge această țintă în țara noastră. Construirea de spitale noi în România este așteptată deopotrivă de pacienți și medici. Cele mai mari sume vor veni în următorii ani din PNRR, iar proiectele vor fi gestionate de o agenție aflată în subordinea Ministerului Sănătății. Despre ce proiect este vorba mai exact, vedeți tot pe 360medical.ro. Iar acum vă invit să urmărim împreună imaginile despre care vă vorbeam în debutul acestei emisiuni, cu protestele care au avut loc în fața Ministerului Sănătății. Sunt, după cum veți observa imediat, imagini foarte dure. Pacienții încearcă să transmită mesajul că accesul la terapie înseamnă pentru mulți dintre ei o șansă la viață. Este vorba de proteste ale pacienților cu fibroză chistică, o boală pulmonară gravă care te face dependent de un concentrator de oxigen, pentru că un nou tratament autorizat de anul trecut la nivel european nu era decontat în România nici la această oră. Se pare că până la urmă, după 9 săptămâni de manifestații, executivul a aprobat decontarea acestui tip de tratament. Astfel de proteste au avut loc și anii trecuți, cum au fost și ale pacienților cu amiotrofie musculară spinală. Și o să începem dezbaterile. Domnule Gănescu, sunteți unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai asociațiilor de pacienți din România. De ce apar astfel de proteste? Care este sursa problemei până la urmă? Întrebarea este foarte bună, din păcate răspunsul este foarte dificil. În România nu este pentru prima oară când pacienții ies în stradă și protestează pentru a avea acces la anumite terapii, la anumite medicamente. Din păcate, avem o situație foarte dificilă din mai multe puncte de vedere și aș vrea să vă dau câteva detalii. Unul din marile probleme este birocrația și legislația în ceea ce înseamnă accesul medicamentelor în piața românească. Aceste medicamente trebuie să fie aduse de cei care doresc să ia autorizație de punere pe piață, se fac niște dosare, se fac niște hârtii, totul durează, se face o evaluare, se face o aprobare la nivel de Ministerul Sănătății, se fac niște protocoale pentru a avea acces la medicament. Toate lucrurile astea presupun un parcurs foarte greoi și de multe ori dificil, ceea ce face ca accesul medicamentelor noi, dacă le vedem în Germania sau în alte țări, că intră într-o lună sau în două luni de zile, în România ajung până la 4-6 de luni. Adică aproape 3 ani de zile este acest parcurs de a aduce în România un anumit medicament. Asta este unul din motivele prin care se ajunge foarte greu. Al doilea motiv, să știți că e finanțarea. În
dacă vrem să punem lucrurile pe față, finanțarea este o mare problemă. Faptul că ai un buget limitat de acordarea medicamentelor, de contarea acestor medicamente. Și acest buget este aproape nemodificat de ani de zile, doar a fost un pic, să spunem așa, îmbunătățit cu inflația sau cu anumite sume insignifiante, dacă mă întrebați pe mine. Vedem că, din păcate, costurile pentru tratamente sunt din ce în ce mai mari. Evoluția științifică, cercetarea, inovația este la un nivel total diferit față de ce se întâmpla acum 20 de ani, când anumite boli erau netratabile. Și acum vedem că pacienții deja trăiesc cu o calitate a vieții îmbunătățită, cu speranța de viață crescută. E, trebuie să crească și finanțarea, adică nu putem să rămânem la nivelul anilor 2000. Acest lucru afectează, pentru că dacă ai un buget fix și din acel buget decontezi niște tratamente, e foarte greu când introduci altele în loc. Pentru că vedem, costurile sunt și cumva trebuie să ne gândim cum să acoperim. Iar al treilea lucru, eu, din punctul meu de vedere, noi nu avem o strategie clară. Care sunt liniile de tratament prioritare pentru pacienții din România? Și aici mă refer la categoriile de pacienți care nu au alte soluții, care nu au tratament. La pacienții care, din punct de vedere al soluțiilor medicamentoase, nu există în România. La cei pacienți care de fiecare dată, de multe ori, pleacă din România pentru a găsi acces la medicamente. Deci trebuie să ne gândim să găsim o stabilitate, o prioritate, o strategie în modul cum le aducem și cât de repede le aducem. Și aș vrea să vă dau așa câteva date. S-au făcut foarte multe studii, pentru că este o problemă, din nefericire, de foarte mulți ani în România. Într-o perioadă de aproape 3 ani de zile, la nivelul Uniunii Europene, au fost aprobate 156 de medicamente inovative. În România au intrat doar 20. Iar, din păcate, în perioada respectivă, în Bulgaria au intrat mai multe decât în România, 33. Deci suntem într-o zonă în care nu am crescut. Și mai avem o problemă. Între anii 2008 și 2013, în România nu a mai fost rambursat, nu mai a fost pus pe lista rambursării niciun medicament. Deci avem o sincopă din trecut pe care noi ar trebui să o recuperăm. Din păcate, n-am recuperat-o. Și de aceea vedem astăzi în fața dumneavoastră pacienți care ies în stradă, care strigă că au nevoie la acces la medicamente și care, din păcate, ca să-i putem să-i ajutăm și pe termen scurt și pe termen mediu, trebuie să schimbăm și legislația. Domnule Fotin, de ce aceste diferențe foarte mari dintre România și alte țări în privința duratei până la care un medicament nou este compensat și până când au pacienții acces la el? Că am văzut, guvernul a aprobat acum ce trebuie aprobat, însă mai există o adevărată nebunie până când pacienții vor avea într-adevăr medicamentele. Așa cum bine spunea Radu, ca să evaluăm ce se întâmplă în prezent, nu putem să ne uităm în trecut. Faptul că România a avut blocată lista de medicamente compensate pentru o perioadă lungă de timp, o poziționează în situația de a fi pierdut startul atunci când noi evaluăm sistemul din România față de raportat la alte sisteme de sănătate. Deci, pe de o parte, România încearcă să reducă aceste diferențe pe care le are din perspectiva acelei limitări a accesului. Fără a minimiza eforturile pe care sistemul de sănătate le-a făcut, pentru că dacă stăm să ne uităm numai în acest an, au fost două hotărâri de guvern care au permis includerea în sistem a unui număr de peste 50 de substanțe active, de 50 de medicamente noi, care nu-i puțin lucru nici pentru procedurile de evaluare și nici pentru sistemul de sănătate. Problema este această lipsă de predictibilitate pe care Radu a sesizat-o, în sensul că, de exemplu, nu știi când se aprobă următoarea listă. Nu este un cadru legal care să oblige statul să asigure această predictibilitate prin, nu știu, prevederi care să sune anual trebuie de 3 ori. Nu există acest lucru. Și acest lucru, de exemplu, se vede în practică. Rezultatul acestei rambursări pe care ați menționat-o, că guvernul deja a dat această listă, se bazează pe evaluările și pe procedurile efectuate de autoritățile care au competență în acest domeniu în cursul anului 2021.
au fost aprobate acum liste, în listă, medicamente pentru care s-a finalizat evaluarea, de exemplu în ianuarie sau în martie 2021. Deci noi am întârziat un an de zile doar prin măsurile, prin acest proces legislativ de aprobare și care, cum iarăși bine ați spus, încă nu este finalizat, pentru că parte din aceste molecule, din aceste medicamente, se prescriu în baza unor protocoale. Protocoale care trebuie să se elaboreze după ce guvernul aprobă prin hotărâre de guvern lista. Deci mai urmează un alt proces, un alt pas legislativ până la accesul efectiv. Dacă vorbim de situația pacienților pe care i-ați prezentat la început, vorbim de unul dintre ultimele trei medicamente care se adresează fibrozei chistice, fibroza chistică fiind o boală genetică cu mutații pe diverse gene și nu poți spune că poți administra orice tip de medicament indiferent de pacient. Prin urmare, o parte din pacienți erau descoperiți total. Doar prin includerea acestui ultim medicament putem spune că există terapii care adresează diversele mutații în funcție de pacient. Și vorbim de o boală gravă și era firesc ca pacienții să ajungă la un grad de disperare în condițiile în care ultimul medicament din această serie de trei a fost autorizat în 2020. Și acum ne întoarcem la diferențele față de celelalte state. Sunt studii efectuate la nivel european care arată că, într-adevăr, accesul efectiv în Europa se întâmplă în 4 luni de la autorizare în anumite țări, mergând până la 2 ani și jumătate în alte țări. Acolo suntem noi, la cei 2 ani și jumătate. Și am încercat să vă dau un exemplu cum reușim noi să ajungem la cei 2 ani și jumătate, un an luând pentru unele dintre ele doar să facem procedurile legislative, procedurile legale. Și aici nu știu dacă locul cel mai bun era ca pacienții să se adreseze Ministerului Sănătății. Sigur, spui Ministerul Sănătății e responsabil, dar problema de fapt era legată de bugetul pentru aprobarea acestei liste. Deci se aștepta un aviz, această perioadă a fost întârziată pentru avizele care vin de fapt de la Ministerul de Finanțe. Dar Ministerul Sănătății este cel care gestionează toată sănătatea din toate perspectivele. Toate perspectivele și e firesc ca până la urmă pacienții să se îndrepte către acea instituție. Alte cauze sunt sigur legate de politicile pe care noi le avem implementate, care nu sunt foarte încurajatoare din perspectiva intrării noilor medicamente, că vorbim de politici de preț, de întârzieri, cum spunea Radu, poate uneori birocratice legate de aceste avizări, ceea ce descurajează producătorii de medicamente să aleagă România ca primă intenție. O aleg mai încolo. Domnule Gănescu, o altă problemă semnalată tot de pacienți este lipsa din piață, din farmacii, a unor medicamente care sunt deja compensate și vreau să vă întreb la această oră cum stau lucrurile din acest punct de vedere. Sunt medicamente lipsă în farmacii, medicamente, bineînțeles, de care pacienții au atât de multă nevoie? Absolut, și sunt medicamente lipsă pe diverse arii terapeutice, fie că vorbim de oncologie, fie că vorbim de boli cardiovasculare și alte patologii. Cel mai simplu răspuns, azi dimineață mă uitam pe lista de la ANMDM, apropo cu medicamentele lipsă, de la 1 ianuarie până în data de astăzi avem 75 de medicamente retrase din România, dintre care doar 26 din motive de producție, restul din motive comerciale, adică acele medicamente pur și simplu nu se vor mai găsi în piața românească. Deci este o hemoragie, dacă aș putea să mă exprim așa, din ultimii ani, prin care mulți producători și-au retras medicamentele, pacienții au rămas într-un gap, să spunem așa, adică într-o lipsă totală, unii dintre ei fără alte soluții, iar alții chiar le afectează schema de tratament, adică dacă au acces la o anumită terapie și nu au acces la un medicament din acea schemă terapeutică, de fapt nu se pot trata. Deci lucrurile sunt chiar o problemă nu numai din a avea medicamente care să intre în piață, cât și din medicamente care să iasă din piața românească. Cum foarte bine spunea domnul doctor, din păcate există la nivel european chiar mulți producători se feresc să ajungă în România,
datorită acestei situații sau dacă ajung se retrag foarte repede. Iar ăsta, din punctul nostru de vedere ca și pacienți, acest subiect reprezintă un risc în ceea ce înseamnă sănătatea publică. Chiar ar trebui să existe o strategie și ar trebui să existe o discuție foarte serioasă la nivelul autorității, dacă mă întrebați pe mine, prin care să reglementăm astfel de lipsuri. Mai avem o problemă. În momentul în care un pacient se sesizează, ne sesizează pe noi sau se sesizează autoritatea cu un medicament lipsă, din păcate e foarte greu să vedem, să identificăm noi ca și asociație de pacienți sau de multe ori chiar medicii, să identificăm de ce acel medicament lipsește, pentru că pot fi mai mulți factori care definesc lipsa medicamentului. Poate fi într-adevăr o retragere a acelui medicament din piața românească, dar acea retragere ar trebui să se facă pe parcursul unui an de zile, să fie cunoscută de către pacienți și de către medici, ca medicii să aibă capacitatea să schimbe schema terapeutică. Poate să fie o problemă de distribuție, în sensul că în momentul în care ajunge medicamentul în distribuție în România, mai știm cu toții că se fac achiziții la nivel de spital, achiziții care de multe ori sunt întârziate, în sensul că știu că trebuie să iau tratament în fiecare lună, dar spitalul derulează achiziția că n-are buget, n-are filă de buget, până-i dă casa bugetul, până sunt termene de 30 de zile, poate fi contestată achiziția. Din păcate, asta e legea, dar legea nu ține cont de faptul că pacientul trebuie să-și continue tratamentul. Și atunci iar trebuie să ne gândim că achizițiile la medicamente nu sunt la fel ca și achizițiile la cerceafuri. Sunt lucruri total diferite. Poate să fie o problemă regională, de zonă, de localitate, în faptul că nu se găsește un anumit produs într-un anumit loc. Deci toți acești factori necunoscuți, normal, ei ar trebui să fie cumva gestionați din punctul nostru de vedere, astfel încât pacientul, când sesizează acest lucru, el să poată fi îndrumat cel mai repede către o farmacie sau către un spital unde să găsească acele medicamente. Ori la ora actuală, foarte dificil. Domnule Fotin, aveți expertiză vastă în domeniu și v-aș întreba care este problema de fond a acestui aspect pe care l-am discutat. De ce apar aceste lipsuri de medicamente? Care sunt autorizate? Însă pacienții nu le găsesc pe nicăieri. Lăsând la o parte problemele de fabricație, sigur, despre motivele acestor lipsuri putem discuta jumătate de zi. Ce, și nu este un lucru nou, ce este important de menționat aici este că, tocmai bazându-mă pe experiența pe care o am, am încercat, sau statul român a încercat, să cunoască aceste lipsuri proactiv, așa cum spunea Radu. Producătorul nu se retrage de azi pe mâine, există o perioadă de timp. Cum facem aceste lucruri să fie cunoscute de actorii din sistemul de sănătate, fie că vorbim de prescriptori sau chiar de beneficiari de pacienți. Există un sistem implementat atât din punct de vedere legislativ cât și tehnic, un sistem care monitorizează stocurile din România, de exemplu. Noi am mai discutat despre el în decursul anilor. Cum spuneam înainte de emisiune, putem discuta în continuare și la anul probabil la fel, pentru că el este în același stadiu de 5-6 ani. Dacă mecanismele care au fost gândite când s-a dezvoltat acest sistem informatic de monitorizare a stocurilor ar funcționa, atunci o parte din problemele menționate de Radu nu ar mai exista. Cam aici văd eu rolul statului, prin aceste politici, prin monitorizarea pe care trebuie să o facă. Suplimentarea acestei monitorizări ar trebui să existe comunicarea către prescriptori. Începând de mâine, puteți înlocui produsul X cu produsul Y, având în vedere retragerea din piață. Mecanisme simple, nu complicate. Totul este să existe resurse umane, tehnice, care să facă realizabilă. Și comunicarea cu pacienții, evident, care este extrem de importantă. Domnule Gănescu, bănuiesc că ați încercat să luați legătura cu autoritățile de-a lungul timpului și să le semnalați aceste probleme extrem de grave. Și sunt foarte curioasă să aflu ce răspuns ați primit, pentru că problema nu datează de ieri de azi și se pare că nu există o soluție clară care să vină pe termen mediu sau lung. Da, din păcate nu există o soluție clară sau nu am ajuns la un consens, ca să spun așa, pentru că
Au fost grupuri de lucru la nivel de Ministerul Sănătății, între diversi actori, inclusiv reprezentanții pacienților. Au fost tot felul de memorii și de acte pe care asociațiile de pacienți le-au trimis la nivel de minister, la nivel de casă, la nivel de Agenția Națională a Medicamentului. Adică e o problemă cunoscută în sistemul medical, este o problemă care, din punct de vedere al dreptății, să zic așa, toată lumea dă din cap și spune că da, așa e, avem această situație, dar nu am reușit să ajungem la un consens, la o concluzie prin care să îmbunătățim. Eu cred că noi am încercat pe parcursul ultimilor 10 ani să reglementăm tot, ceea ce nu prea reușim. Poate cea mai bună soluție ar fi să luăm așa ca asta o strategie în pași mărunți, să încercăm în anumite puncte să găsim soluții și ușor, ușor, pe ansamblu să rezolvăm problema. Pentru că, exact cum spuneam și eu și domnul doctor mai devreme, sunt foarte mulți factori care influențează. Inclusiv resursa umană este o mare problemă. Faptul că nu ai oameni în instituțiile publice care să te ajute ca aceste demersuri să fie făcute mult mai repede. Faptul că nu ai implementat un sistem, să spunem așa, digital, care să facă circuitul hârtiilor în natură, chiar dacă mai glumim pe aici pe acolo, dar de fapt asta e situația, faptul că o hârtie dintr-o instituție până ajunge într-o altă instituție e o întreagă aventură. De multe ori se pierd pe drum. Toate aceste lucruri punctează în timp, în timp pe care pacienții nu iau, în timp pe care noi îl pierdem. Și faptul că niște oameni au trebuit să protesteze 9 săptămâni pentru a se face un prim pas în soluționarea problemei pe care o au. Din păcate, da. Din păcate și noi, ca și pacienți de-a lungul anilor și alte categorii de pacienți, spuneați mai devreme, inclusiv de alte patologii, apropo de marea majoritate, ca să crească rinul cu care se fac aceste demersuri, au ieșit în stradă și au protestat. Eu nu cred că e o soluție din punctul meu de vedere, adică autoritățile ar trebui să funcționeze fără ca acești pacienți să iasă în stradă. Dar ele, dacă nu se gândesc cum să schimbe această legislație, să spunem, reglementare în domeniul medicamentului, cumva și la anul probabil că vom fi aici și vom discuta de astfel de probleme. Să sperăm că nu. Mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva minute și continuăm discuțiile. Am revenit în direct și continuăm să discutăm despre accesul pacienților la medicamente într-o țară care este codașa Europei la capitolul terapii moderne. Bineînțeles, este vorba despre România. Domnule Gănescu, este clar că pacienții, dacă beneficiază de aceste terapii moderne, nu au decât avantaje. Aș vrea să vorbim puțin dincolo de pacienți. Care ar fi beneficiile pentru sistemul de sănătate românesc, pentru societatea românească în general? Pentru că nu doar pacienții cronici au nevoie de aceste terapii inovative. Bănuiesc că este o facilitate și pentru cadrul medical, pentru societatea în sine, pentru omul sănătos care poate mâine devine un pacient cu necesități în acest sens. Absolut corect. Ar trebui să avem un pic imagine de ansamblu. Ce se întâmplă cu un pacient care nu este tratat la timp sau nu are acces la un anumit tratament? Păi foarte simplu, acel pacient devine o persoană cu dizabilitate, acel pacient, cetățean să spunem așa, nu se va mai duce la muncă, va sta acasă, iar statul îi va plăti indemnizație, acel pacient se va interna foarte des în spitalele din România, ceea ce va face să crească foarte mult cheltuiala statului cu acel pacient, va face foarte multe investigații, va face foarte multe terapii care cu siguranță nu vor ajunge la ținta dorită de a fi tratat și atunci va fi un cost enorm, ca să mai spunem de persoana în sine, de calitatea vieții și de familie, pentru că și familia va avea de suferit, va fi un cost enorm pe care statul român îl plătește și îl va plăti cu pacienți care ar putea să aibă acces la tratament și care ar putea să devină, să spunem așa, integrați în societate. Adică dacă pacientul nu este bolnav și este tratabil, el se poate duce la muncă, el poate aduce beneficii din punct de vedere al resursei umane. El nu mai este dependent de spital, nu mai este dependent de analize, nu mai este dependent de investigații. Familia nu mai este dependentă de faptul că trebuie să aibă pe cineva în îngrijire. Și atunci
toate costurile astea sunt niște costuri care de obicei se fac ca și evaluare în alte țări, nu în România. Adică alte țări, în momentul în care fac impactul, fac evaluarea unui medicament și impactul lui, îl fac și în funcție de celelalte cheltuieli, cheltuieli conexe cu starea de sănătate a pacientului. Deci atunci dacă ne-am pune pe listă și am trage linie, am vedea că ar fi de sute de ori, dacă nu chiar mai mult, mai ieftin să aducem medicamentele, să tratăm pacienții la timp și decât să-i lăsăm persoane fără șanse la viață sau cu invaliditate. Din punctul ăsta de vedere, cred că toată lumea iar înțelege, ca să zic așa, iar dă din cap și aprobă, pentru că asta este realitatea, dar vedem că când ajungem la partea faptică, la partea de a implementa, nu reușim să găsim soluții și nu reușim să îmbunătățim modul ăsta de accesibilitate, din păcate. Aș vrea să discutăm puțin și despre o altă formă de acces la terapie în România, domnule doctor Fotin, și mă refer aici la participarea la studiile clinice în care sunt testate aceste tratamente inovative. Cum stă România la acest capitol? Din păcate, nu stă bine. Mă gândeam, când ați adresat întrebarea, la numărul mare pe care toată lumea l-a auzit legat de cercetarea în domeniul COVID. Sute de studii clinice desfășurate într-o perioadă foarte scurtă. Dacă ne referim la restul cercetării în domeniul medicamentelor de uz uman, e lesne de înțeles că acestea sunt cele care pentru mulți pacienți asigură poate șansa la supraviețuire prin inovația de care pacienții care poate nu mai au alte șanse de tratament beneficiază în derularea unui studiu clinic. Dacă ne referim la cifre, am putea spune că România se găsește undeva la coadă la nivelul Europei din perspectiva cercetării în domeniu. Există un studiu desfășurat de o asociație europeană a industriei farmaceutice care evaluează că investițiile în cercetarea în acest domeniu la nivel european sunt de ordinul miliardelor de euro, peste 39 de miliarde în 2020, de exemplu. Din aceste investiții, România a beneficiat, să spunem, de aproximativ 70-72 de milioane de euro. Deși este o țară cu un potențial mare pentru derularea unor astfel de cercetări. Ca să ne facem o idee ce înseamnă asta și unde se poziționează, Germania a atras prin cercetarea în domeniul studiilor clinice 8,4 miliarde de euro. Franța 4,4. Nu știu, Ungaria peste 200 de milioane de euro. Bulgaria ne-a depășit cu 91 de milioane de euro. Când ne referim la aceste investiții, pe lângă beneficiile menționate aduse pacienților legate de acces, vorbim de investiții în dotarea unităților sanitare care derulează astfel de studii clinice, vorbim de analize efectuate pacienților care sunt suportate din aceste fonduri de studii clinice, vorbim de instruirea investigatorilor, a personalului medical, astfel încât instruirea legată de ultimele tehnologii apărute în domeniu este din același buget. Și dacă ne gândim în paralel cu asta, am putea spune că fondurile de sănătate, fondul Casei Naționale de Asigurări, este protejat de niște cheltuieli suplimentare prin cheltuirea din aceste fonduri de investiții. Sunt de asemenea cercetări care arată că dacă România ar desfășura studii clinice un număr echivalent la populația pe care o are, ar beneficia în sistem de atragere a peste 800 de milioane de euro anual. Iar dacă s-ar raporta la Germania, Franța, peste un miliard, 1,4 miliarde de euro. Prin urmare, este o formă de investiție în sănătate, fie că vorbim de pacienți, fie de sistem, pe care autoritățile trebuie să o ia în calcul. Există acum niște prevederi legislative care au ca scop să îmbunătățească vizibilitatea României, pentru că, din păcate,
a pierdut mult teren România din această perspectivă. Chiar dacă avem experți de nivel înalt, avem pacienți, în țara noastră. Da. Medici foarte buni. Numai pentru că procedurile de aprobare erau foarte întârziate. Sigur, studiile se desfășoară multicentric, în mai multe țări deodată. Nu te așteaptă nimeni să te gândești tu când să aprobi desfășurarea unui studiu. Ca să vă faceți o idee, termenul legal e de 60 de zile și în România se ajungea la un an pentru aprobarea unui studiu clinic. Iar aici ne întoarcem la resurse și iarăși ne întoarcem la trecut, pentru că el ne lovește și ne ține pe loc. La un moment dat au fost luate niște decizii politice fără evaluarea impactului real în piață, în realitate, ca să spun așa, legate de nevoia de resurse, inclusiv pe zona de cercetare. Și ele sunt bine cunoscute de toată lumea. Resurse financiare, în primul rând. Resurse umane, în primul rând. Umane și... Aici chiar nu era nevoie de bani. Aici era nevoie doar de o evaluare a necesarului de resurse care să facă aceste evaluări, de exemplu, pentru studii clinice. Era simplu. Doar că... Banii veneau și se autofinanța. Banii veneau din aceste miliarde despre care vorbesc. Dar încă în România se dau acte normative fără să fie evaluat impactul socioeconomic pe termen scurt, pe termen mediu sau pe termen lung. De aceea spun că niște măsuri luate la nivelul anilor 2010-2011 impactează, iată, și prezentul, pentru că este greu să repari ceva ce a fost. Poate fi vorba și de reavoință, domnule Gănescu? Mai avem încă 3 minute din emisiune. Mi-e greu să vă răspund. Din punctul meu de vedere, toți acești factori și toată această lipsă de resurse duc la rezultatul pe care îl vedem astăzi. Adică, cred că nici nu mai încape reavoința în propoziție, ca să spun așa. Dar trebuie să ne gândim că, din nefericire, sunt anumite instituții în România care, din păcate, nu au profesioniști. Iar lipsa profesioniștilor duce la rezultatul pe care îl vedem astăzi, faptul că sunt foarte puțini oameni pregătiți pe domeniile respective care să poată derula anumite activități, faptul că sunt oameni care mai mult plimbă hârtii prin birouri și mai puțin fac activitatea pe care ar trebui să facă, lucrurile astea din păcate le vedem cu ochiul liber. Probabil că și o reevaluare a modului în care aceste instituții lucrează, a modului în care își organizează munca internă, ar trebui să existe, dacă mă întrebați pe mine. Și mai avem încă o problemă în ceea ce privește sumele alocate pentru acest capitol sănătate, care... Sume care, vă reamintesc, din păcate, noi am ieșit în stradă pentru creșterea bugetului alocat sănătății cu 6% și am ieșit în stradă în 2014, suntem în 2022 și avem un buget mai mic de 6% sănătate după atâția ani de zile. Deci vedem că efectul, din păcate, de a lua ca sănătate ca prim plan n-a fost cel scontat de noi și încă suntem pe ultimul loc în Europa la modul în care investim în sistemul de sănătate și atunci clar că și așteptările noastre sunt tot acolo. Cât de departe, domnule Fotin, sau de aproape suntem în acest demers de a avea un sistem de sănătate bine finanțat și să nu vorbim din nou de România ca fiind codașa Europei la acest capitol? Vedeți, acum mai avem lucrurile nu sunt atât de simple. Sigur că toți ne dorim bugete mari. Ideea este, pe de-o parte, în opinia mea, legată de modalitatea în care cheltuim fondurile existente, de modalitatea în care atragem mai mulți contributori, de exemplu, la sistemul de asigurări de sănătate, pentru că, iarăși, trebuie să ne amintim că aceste costuri sunt suportate în parte din contribuțiile noastre și dacă doar o parte din populație contribuie în timp ce beneficiază toată lumea, este simplu de înțeles că astfel de dificultăți o să apară. Cât de departe sau cât de aproape suntem, n-aș putea să vă spun, pentru că din păcate, pare că nu ne mișcăm foarte repede, ce să spun. Însă speranța moare ultima. Este adevărat, v-am zis. Noi vorbim, de exemplu, de acest sistem de 5 ani, apropo de monitorizare. Vă mulțumesc tare mult, domnilor.
Radu Gănescu, cu mare drag vă mai aștept și în altă ocazie la emisiunea 360 Medicală. Domnule doctor Fotin, vă mulțumesc și noastră, ne revedem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. La 14 fix, Andreea Moraru vă așteaptă la Talk B1. Numai bine!